Domnule președinte de ședință, stimați colegi, încep această declarație politică prin a spune tare și răspicat. România merită să facă parte din spațiul Schengen. Acest deziderat nu trebuie privit ca pe o favoare pe care Europa ne-o face, ci ca pe un lucru normal și firesc. România este parte integrantă a Uniunii Europene și am contribuit cu toate mijloacele și resursele noastre pentru a asigura o stabilitate puternică, mai ales în această perioadă în care avem un război la graniță. Noi, ca țară, suntem în prima linie și poate una dintre cele mai expuse din cadrul Uniunii Europene. Ne-am îndeplinit toate angajamentele luate față de partenerii noștri, chiar dacă aceasta a însemnat asumarea unui risc în contextul geopolitic actual. Am asigurat, ajutați și de poziția geografică, fluxul de aprovizionare cu grâne și materii prime atât de necesare economiilor statelor Uniunii Europene. Ca membru al grupului parlamentar de prietenie româno-olandez din Camera Deputaților, le cer prietenilor din țările de jos să înceteze cu criticile la adresa noastră și să fie conștienți de reușita și evoluția noastră. Îndeplinim în acest moment toate criteriile de aderare, atât în ceea ce privește securitatea frontierelor, cât și cele legate de sistemul de justiție. România are granițe sigure, dovadă fiind controlul eficient al fenomenului de migrație care a explodat în ultimii ani. De asemenea, avem un sistem de justiție modern și eficient în care procurorii și judecătorii își pot desfășura activitatea fără niciun fel de ingerință din afara sistemului. În ultimii ani, România a investit sute de milioane de euro pentru securizarea frontierelor, pentru un control riguros la graniță și pentru a se asigura că fiecare cetățean care a intrat în țara noastră nu reprezintă un pericol în vreun fel. Îi invit pe colegii mei parlamentari olandezi să vină oricând doresc în România, să vadă cu ochii lor progresele pe care noi le-am făcut și să nu ia decizii dictate de o campanie electorală internă. De multe ori am auzit sintagma că românii fac prăpăd prin Europa, în special în Olanda. Nu este adevărat. Deși în ultimii ani au plecat peste 4 milioane de români în străinătate, aceștia trăiesc și muncesc cu demnitate și aduc plus valoare țărilor în care locuiesc. Haideți să ne uităm la miile de medici, profesori, cercetători, ingineri sau IT-și care muncesc de ani de zile în țările europene, chiar și în Olanda. Astfel de oameni ne fac mândri și ne arată de ce suntem noi în stare ca popor. Din păcate, nu numai unii politicieni olandezi încearcă să ne găsească nod în papură. Sunt printre noi oameni aleși de români în Parlamentul României, care în loc să pună umărul la dezvoltarea țării, o sabotează din interior. Dragi colegi, haideți vă rog să punem umărul la oaltă, să lăsați discursuri populiste și demagogici și să spunem adevărul odată pentru totdeauna. Țara noastră evoluează și merită să fie în spațiul Schengen. În încheiere vreau să mai subliniez un singur lucru. Locul României este în Uniunea Europeană, în Alianța Nord-Atlantică și în Schengen. Acest loc ni l-am câștigat prin muncă, prin investiții, prin seriozitate și devotament față de valorile europene. Vă mulțumesc!